o poezie de dragoste, Cântec de inimă albastră se cheamă și așa. Mai știi cum te strigam pe atunci, icoană cu picioare lungi, veneai pe râu sau râu erai, curgeai în mine până în rai, cu limba preschimbată în bici, vânam pe coapse iepuri mici, coseam prin pulpe fân mieriu, erai mireasmă, eram viu, dar of, 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 desiși de ochi, acum de mine trag trei popi, carnea miroase de pe acum, ascândurică de salcâm, pe când mânzește muși din cai, mie țărâna-mi spune hai, mie ulcica-mi zice blind, iubire măr rostogolit. Nu mi-a tradus poezia asta, drept pentru care o să citesc o poezie din volumul O veție cu Marx, Îndoilele logodnicului. Și după aia o zici tu în ungurește. Am o gaură în podea, nu-i nici capitalistă, nici comunistă. E o gaură fără de partid. E atât de transparentă că ar putea intra în academie. E atât de virtuoasă că m-aș însura cu ea. De nu m-ar bate gândul că până la urmă mă va înșela cu un șoarece. Vrăghe închei ei. Padlomban lukat látok, nem kapitalista, még komcsi sem. Egyik pártnak sem tagja ez a luk. Annyira transzparens, akár az akadémia is felvehetné tagnak. Annyira vagány, akár feleségül is vehetném, ha nem gyötörne gondom, hogy végül is meg fog csalni egy egérkével. Nilce? Următoarea poezie, dacă... Hai. Am pus măcrișul pentru sos. Următoarea poezie, discurs la intrarea unei țări estice în Europa. În biserică, hoțul rușinat își ascunde mâinile în buzunarul episcopului să nu-i le vadă bunul Dumnezeu. Țăranul îi strigă fiului cu tălpoaiele mari să-și ascundă bocanci uitați lângă șură, că vin musafirii și vorba aia, avem și noi mândria noastră națională, că vin turiștii japonezi cu piciorușele lor de vrăbiuță, țup, 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 să ciugulească grâul, floarea soarelui, ochii lui Van Gogh. Și dintr-o dată se lasă ora tandreții deasupra spitalului municipal și alcoolicul internat pentru dezalcoolizare alintă spiritul medicinal uitat de felceriță pe noptieră, numindu-l lichior de viorele, adio mamă, te-am zărit printre morminte, apoi deschide fereastra și strigă, bine ai venit societate de consum, fă-ne și tu felul, ia-ne de proaspeți, strunjește-ne din pietricelele de la rinichi zaruri norocoase. De astăzi curului nu să-i mai spunem tovarășe, ci dumneavoastră. De mâine o să mă scoateți afară din cârciumă, mai greu ca pe Shakespeare din Enciclopedia Britanică. Díszbeszéd egy keleti ország Európához való csatlakozása alkalmából. A templomban a magát elfigyelő tolvaj üspöke zsebébe rejti kezét, nehogy a jóisten tekintete fennakadjon rajtuk. A paraszt ráordít trampli fiára, hogy dugja már el a csűr mellett felejtett bakancsait, mert vendégek érkeznek, és szó ami szó, nekünk is van ám nemzeti büszkeségünk, mert jönnek a veréblábú japán turisták, tip-top, tip-top, hogy csipegessék a búzát, a napraforgót, vángó szemeit. És egyszer csak utoléri a megyei kórházat a gyöngétség órája, és az elvonó kórára beutalt részeges bédelgetni kezdi az éjjeli szekrényén felejtett kékszeszt, ibolyali körnek becézve. Szerusz virág, a Dunát úti orgonák közt láttam sírodat, majd ablakot nyit és elrikkantja magát. Üdvözöllek, fogyasztói társadalom, légy nagy lelkű hozzánk, fogadd el zsengétségünk. Esztergály szerencsekockákat veseköveinkből. Mától a segget nem elvtársazzuk, hanem önözzük. Holnaptól bajosabban rúgtok ki a kocsmából, mint Shakespeare-t az Enciklopédia Britannicából. Miért csinál?
Mircea. La noi, la țară, e bine. Interviu, da. Asta e o poezie pe care am scris-o înainte de 89, când începuse campania de dărâmare a satelor, dacă după cum v-am amintit sau ați uitat, Ceaușescu a propus să dărâme toate satele, să facă blocuri, nu știu, să nu mai stea țăranii, să... în fine. Și au fost mari drame, pentru că ideea Elenei Ceaușescu era că țăranii fură bine, ei furau de, luau de pe vechile lor pământuri, cum ar veni, lucrau la CAP și să nu mai aibă unde să dosească ceea ce iau. Și să stea toți în blocuri, s-au făcut, primele blocuri s-au făcut lângă București, la Băneasa, să există și acum blocurile acelea, erau blocuri cu trei etaje și cu WC-urile erau afară. Vă dați seama, oamenii în vârstă să coboare trei etaje seara să meargă la toaletă în spatele blocului. Și am văzut un interviu cu un primar dintr-o comună care a mulțumit tovarășul Ceaușescu pentru noile condiții de trai din noile sate românești cu blocurile nu știu ce și am scris acest interviu. La noi la țară e bine, e frumos. Principiile au îmbătrânit puțin, dar spiritul medicinal dat prin pâine întinerește și felcerul îl recomandă pentru uz intern. La noi tinda bisericii a fost redată agriculturii. Porcul a molfăit copilul uitat în copaie, oricum erau ai statului și unul și altul. În general e bine la noi la țară. Îi mici stau cu cănile sub televizor, poate s-o da lapte. La radio am terminat de mult recoltatul și în curând o să terminăm și pe câmp. În general e bine la noi la țară, e beton, e frumos. Dacă scumpere oul din city, dacă fabrica de salam nu o să mai tragă cu coada ochiului înspre cai. La noi la țară e bine, pompierii în general dau foc la case, e frumos. Tractorul ară între unii și alții, ară între unii și alții o brazdă adâncă. E bine, e frumos. Köszönjük nagyon szépen. Én a saját értelmezésemben fordítottam a szöveget, ami nem hiszem, hogy távol áll Mircea értelmezésétől. Interjú. Felénk vidéken minden szép fasza. Az elvek vénülőben olykor, de sósból szedbe áztatott kenyérhéj fiatalit a felcser is ajánlja. Felénk a templomok verandáját visszajuttatták a mezőgazdaságnak. Disznó motyog a vájúban felejtett gyermeknek, valójában mindkettő az állami volt ekkoron. Általában felénk, vidéken minden faszak. A lurkók csuprot tartanak a tévé alá, hát ha dejelne, a rádióban rég befejeződött a betakarítás, hamarosan a mezőn is. Általában minden fasz a felénk, vidéken minden szép és betonból. Ha városban veszed a gyúktojást, ha a szalámi gyár nem kacsingat lovaink felé, nálunk vidéken minden oly fasz a tűzoltók gyújtják fel a házakat, ez szép, a traktor mély barázdát húz közöttünk, mély barázdát húz közöttünk a traktor, minden szép és fasz. Și acum te-aș întreba... Nu mai mă întreba nimic, să cum arată? Să stați să cânte și să gustați un par de vin. Mai ales spre Oralea, deci e Valea în care cobor și e o zonă tradițională foarte bună, foarte frumoasă și mai ales cu folclor nemaipomenit. Nemaipomenit. Thank you.
Thank you.